Avem imagini de pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, acolo unde U Craiova 1948 va întâlni UTA, meci ce deschide etapa cu numărul 27. Un meci extrem de interesant, o partidă care sigur vine într-un context în care echipa locală nu mai are șanse să evite play-out-ul, însă evident vrea să strângă cât mai multe puncte înainte de a se trece de sezonul regulat. Foarte bună această acțiune și un șut, este o minge pe care reușește in extremis să o scoată Florin Iacob în afara terenului, va fi corner. Bauza a reușit să pătrundă în careu, acțiune iată plecată din acest flanc stâng, intră în combinație cu Companio. Kovacic pentru același Bușu și întoarce adversarul pe toate părțile. Bună această minge și încă o ocazie pentru Bălan de data asta. Iată-l pe Bălan. 7 goluri în acest sezon, îl vedem și pe Beten. Încă o dată Bușu cu această minge întoarsă în mijlocul careului. Bălan de pe loc dă cu mingea printre picioarele. Aici e o pasă bună în zona centrală. Să vedem dacă vine și șutul. Este blocat. Încă o șansă. Mingea se scurge prin fața porții lui Robert Popa. Din nou minge în careu pentru Otele, care își face mingea pe piciorul drept. Șutul este blocat excepțional de Robert Popa. Mare ocazie aici. O pasă decisivă dată de Vukcevic, chiar împotriva celelalte formații din Craiova. Încă o dată acel șut puternic al lui Otele, care îl întoarce pe negru, își face loc pentru execuția cu piciorul drept, însă trimite exact pe mijlocul porții. Totuși Otele a dat destul de multe semnale defensivei craiovene. Și acum Asamoah. Circulă bine mingea, ajunge la William Betten, din nou acțiune ce dă emoții echipei oaspete, lovitură de cap a lui Betten după centrarea lui Juan Bauza. Jocul argentinianului Bauza pare să fie mai aproape de așteptări astăzi. Întrebat Nicola Napoli, dar capitanul echipei trimite acolo lovitură de cap, excelentă intervenția din nou a lui Florin Iacob. Ce șansă aici din nou pentru craioveni. Foarte bine bătut. Bălan trimite. Se uită peste umăr pentru a vedea dacă îl urmărește cineva. Van Durman. Van Durman a jucat în dreapta în această primă repriză. Iar aici este șutul din prima lui Claudiu Bălan. Mingea trece repede în mijlocul terenului și ajunge într-un careu sau în celălalt. Pasa lui Bauza și șutul din prima a lui Bălan cu efect, însă pe partea stângă astăzi. Bauza. Minge pe piciorul drept, șutul lui Bauza. Iarăși o acțiune bună, promițătoare din partea acestui fotbalist argentinian, care cu toate că are trei adversari în față, reușește să-și găsească o poziție de șut. Mingea nu se duce mult peste poartă. Cât că Otele. Pase din prima și aici este o situație foarte bună, însă șutul direct în portar încă nu s-a dus pericolul. Bușu vine însă și îndepărtează balonul. Bună, mare oportunitate chiar pentru UTA să deschidă repede scorul pentru jucătorii care vin din linia a doua. E înalt în astfel de situație. Oh, aici este un șut bun al lui Asamoah. Distanță mare, însă execuția n-a fost deloc rea. Până în 2000 de spectatori astăzi, înțeleg că 1800 Iacob,
degajat destul de precis, însă aici Craiovenii reușesc să recupereze rapid mingea prin Bușu. Bauza, intrat în combinație, iată-l pe Bauza și pregătește șutul, bună execuția! Încă o ocazie pe care semnează argentinianul. Foarte bine arată astăzi jocul lui Bauza. Dacă va putea să fie util până în... Oh, golul lui Compagno! Este 1-0! Un corner bătut bine, iar Compagno lovește din nou pentru a 5-a oară în acest sezon. E un fotbalist care se lipește la gol. Sigur că am ajuns în etapa cu numărul 27 și ai spune că pentru un atacant 5 goluri nu ar fi așa o zestre care să-l scoată neapărat în prim plan. Însă el a jucat puține minute, socotindu-le și pe cele de astăzi, iar undeva până în 750 de minute și iată 5 goluri marcate. A venit lansat, își pune în evidență calitățile, este unul dintre cei mai înalți jucători de pe teren și se desprinde aici fără probleme pentru a înscrie dintre 3-4 adversari. Nimeni nu l-a luat în vizor, iar Compagno marchează. Isaac, destul de aproape de careul advers, pasează și aici este un șut care este deviat cu mare emoții de portarul Robert Popa. A avut câteva intervenții bune, aceasta n-aș pune-o la acest capitol. Pe de altă parte, nu e o minge ușoară, e o minge care mușcă pământul chiar în fața lui. A avut și șansă. Aici este lovitură de cap în bară. Scapă fără să ia gol Ucraina 1948. Să încerce pasa în centru pentru Compagno, dar acțiunea în sine a lui Negru este foarte bună. Încă o dată în reluare și lovitura de cap a lui Idris Bata. Mingea se duce în bară. Mingea în careu, pasă cu călcâiul, wow, este 1-1, Toton Garo marchează, el a avut ocazia mai devreme și tot el reușește cu piciorul stâng, cu exteriorul, să-l învingă pe portarul Robert Popa în prelungirile acestei partide. Câțiva jucători ai lui Craiova 1948, cu brațele căzute pe lângă corp, unul dintre ei era în iarbă, în genunchi. Deloc plăcut să încasezi un asemenea gol chiar pe final de partidă, dar au fost prea multe atingeri de minge în careul de 16 metri pe care oamenii lui Nicolo Napoli le-au permis. Șutul cu exteriorul, o frumusețe, șut cu piciorul stâng. S-a uitat scurt la portar mai înainte și apoi a trimis la prima bară. Excelentă această execuție a unui canadian, un jucător